Susține spiritul de aventură. Această emisiune este sponsorizată de Kaufland. Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express. Emisiune sponsorizată de Telecom. Please, we are. E cea mai mare temere. S-am primit. Noi n-am reușit să oprim nicio mașină, nu ne-a luat nimeni. Zaruc și Lorelai au terminat, au ieșit la autostop. Please, 25 minutes. God bless you. Allah, Allah, Emanetul. You are young, please. We are young, please. Young, young, fresh, young. Please, please, very please. Fast, very please. Fast, very fast. Do you know Selçuk? Hello. Can I you take go? This there? Hello, sir. Yeah, you don't go to Selçuk? Please-ul lor. Nu mai please și nu mai please, zice, ești că suntem niște please, dă-i. Nu vor, dă-i. Ce ai fost la audiență? Da-ți-mi. Ce p***a câte tinule? Hai. Unde mă, stai mă tu pe cutiile lui? Tu nu vezi că nu era loc? Stau pe paleții ăia, p***a. Cretin, îți devii sau nu? Hai, please, asta e, please. N-ai ce face, calmează-te. Hai pe Lizzy, hai pe Lizzy. Please. Sir, do you speak English? Telefon, yok. Do you speak English, sir? Da, 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 da. Ha? Yeah? No? Please? You? Asta, pe your car? Da, am probleme. Ok. Starea noastră era exact ca ceea ce făcea Camila în timp ce periam. Macau. Era o stare de Macau. Are you going to Selçuk? Mașina care s-a oprit la băieți și n-a vrut să ia, s-a oprit și la noi. Inițial și mă deranjez. Că dacă nu i-au luat pe aia, că era primii, cum pe noi de ce ne-ar lua, dar totuși să încerc, că așa m-am obișnuit, să nu ratez ocazia. Selçuk? Can yeah, can I'm with you? Yeah, you take with us? The camera also? Okay. Yeah? Thank you. Do you how open, far it is? Open the trunk. Okay, in the back. Găsiră mașină, și prost. Pe noi nu ne lua ăla. Patronul s-a lășit la față, avea pete vinete, avea tâmplele umflate de vene. A cedat nervos. Dă-te, băgame, de treabă. Hai! Mamă, ce troașcă! Mamă, taci, calmează-te. Vezi că ești eu, că nu pe stop. Bă, lasă-mă, calmează-te, că nu faci. Păi cum, mi-a mașină? Nu știu, în fine, hai. Ce ți-a mașina? Nu vă să te ducă. Te duci și îl înțelegi pe ăla că te ia, spune că nu, și ia pe aia de lângă tine, după 5 minute. Nici măcar. 20 de și n-avea nimeni problemă cu ei. Pur și simplu situația și ghinionul pe care l-avem tot timpul. Eu... N-avem niciodată o zi completă să fie bine până la capăt. Dă, mă, de șansă. E normal să te frustrezi când îți e frică de cursa pentru ultima șansă, ești în prima poziție pentru imunitate și mai ai 20 de kilometri și ajungi la ea. Și autostopul din nou îi spune cuvântul. Hai cu imunitatea, mâncați-aș gura! Mașina era o tigaie, n-avea nici centuri de siguranță. Era că cum aveau Dacile 1300 adaptate după aia când a devenit obligatorie centura și l-au de la bazar un ceva cu ventuză. Asta era centura, nu eram sigur care frână. Hai, go fast, we're in a race, we have to win! Hai Schumacher, dă-i Schumacher, dă-i pedală până la fund, dacă e, murim pe drum. Noi sperăm că nu murim pentru imunitate, dar decât ca ieri, mai bine morți, eu așa zic. Vorbește, în spate, aceea. Stai, mă, vă zic pe ăsta. Hello, sir. Tu te de prost, se oprise, îi arăți mușchii, de vă uiți la ăla din spate. Băi, ăsta vă ți-am zis, băi, tu îi arăți să suia mușchii. Băi, du-te, mă, cu mei picioare. Stai jos, să fac eu. Stai, mă, stai, mă, mai rămân curci, serios. Băi, te nervezi, dău. Mai rămân curci. Băi, nervezi, dău. Te ți-am cu mâna de aia, cretinele noastre. N-ai văzut că ți-a oprit ăsta în fața ta? Nu-l văzui, mă uitam în ochii lui, mă uitam în ochii lui, tâmpitule ce ești! Nu te mai uita în ochi, că nu-i... E, nu, îți da... De fiecare dată ne certăm aiurea, ne punem toate frustrările personale pe seama celuilalt, din disperarea și nevoia de a justifica problema asta, nimicul ăsta, da, ghinionul ăsta de autostop. Please, please, please! La volan era același băiat care ne dusese. El, de fapt, și-a rezolvat problemele lui și... Probabil mergea spre casă sau se întorcea. Se întorcea. Mergea mai departe, nici nu știu.
Măi, am avut o reacție de nebună, efectiv de nebună. Nu se poate așa ceva. Eu am zis prima dată când ne-a luat că este un îngerul nostru păzitor, că e un semn de la Dumnezeu. Pe urmă, când am văzut că a apărut a doua oară, i-am spus... A fost un semn. A fost un semn, i-am spus că e prințul nostru. Nu vine să cred așa ceva. Asta Dumnezeu a făcut. Ne dă încă un semn că de iubire să și putem să mergem mai departe. Hai, Barzane! Oprește, hai să vedem! Bucură-te de experiențe nelimitate cu Asia Express, emisiune sponsorizată de Telecom. Susține spiritul de aventură! Această emisiune a fost sponsorizată de Kaufland.